Azi este ultimul nostru clopoțel ca studenți în acest liceu minunat. Au trecut 3 ani în care am câștigat experiențe spectaculoase, prietenii nenumerate, iar cel mai important, am devenit niște doctori ai părului extraordinari. Îi mulțumesc doamnei Berțaru pentru susținerea acordată de a-mi fi alături la Națională. Îi mulțumim doamnei Alexe și doamnei Mari pentru fiecare zâmbet adus pe fața noastră la fiecare lucru învățat. Îi mulțumim doamnei Ștefan Ana Maria pentru ajutorul acordat la început de drum, respectiv clasa a noua ca diriginta noastră. Îi mulțumim domnului George Grosu, care ne-a fost alături ca diriginte în clasa 10-a până în a 11-a semestrul al 1-i. Da, sigur. Îi mulțumim doamnei Savu, care ne-a condus spre ultimul drum, fiind dirigintă în clasa 11-a, semestrul al 2-lea. Îi mulțumim doamnei directoare pentru conducerea excelentă a acestui liceu pentru fiecare oră de română. Îi mulțumesc domnului Florin pentru fiecare oră de fizică, comică și educativă. Îi mulțumim doamnei Scarlat pentru fiecare oră de engleză în care am învățat, am învățat și veneam cu drag. Îi mulțumim domnului Gugu, care ne-a învățat rugăciunile spuse înaintea fiecărui test. Mulțumim doamnei Bondac pentru fiecare oră de matematică în care ne-a înțeles. Îi mulțumim doamnei Nicolae pentru că ne-a ținut în formă, sănătoși și puternici. Îi mulțumim doamnei Răduș, care ne-a învățat cum să comunicăm cu încredere. Îi mulțumim doamnei Năstase, ne-a învățat importanța unui CV și nu numai. Îi mulțumim, dar nu în ultimul rând, dar nu cel din urmă, îi mulțumim doamnelor de serviciu și domnilor paznici pentru fiecare vorbă bună spusă de fiecare dată. Eu am fost Belivana Ana Maria, vă mulțumesc, urez succes generațiilor următoare.